Șantierul clandestin de pe strada Rousseau. Dimo, de fapt. De la marginea pădurii. Colț cu studenților. Încalcă toate normele legale posibile, inclusiv de securitate. Muncitorii lucrează cu capul gol, fără cască, fără protecție. Și acuși nebunile cele o să le coboare pe deasupra străzii, pe deasupra pietonilor. Și nimeni din partea statului nu e aici să vadă, să intervină și să apere cetățenii, așa cum prevede legea. Băitanii au reacționat. Se pare că sunt conștienți că pun în pericol traficul, siguranța muncitorilor. Dar asta nu îi oprește. Brega. Filmează Brega, măcar știu cine îi filmează. Dar știi și regulile de securitate, așa cum știu pericolele de la presă. Ar fi mai buni.